Bună și bine v-am găsit! Astăzi am pregătit o rețetă din ficăței de pui. În continuare am să vă las rețeta pas cu pas. Nu uitați să dați o distribuire. Dacă vă place rețeta mea, un like și o abonare la pagină. Dragile mele, avem nevoie de ficăței de pui. Spălați foarte bine, i-am lăsat în apă rece, i-am scurs, i-am curățat de venișoare. Mai este și câte inimioară printre. Eu am aici așa niște praz, puteți folosi ceapă, ceapă verde, ceapă normală, ceapă roșie, de care vreți. Ficat la fel, puteți să folosiți alt tip de ficat. Și am aici niște usturoi. Am sare, piper, pătrunjel, am niște rozmarin și puțin cimbru. Și am puțin vin alb. Puteți să folosiți și bere. Mie îmi place mai mult cu bere, dar de data asta o să fac cu vin, nu am bere. Merge și cu vin. Ce vom face? Vă punem o tigaie la încălzit foarte bine. Vom adăuga ulei de măsline. Vom lăsa să se încingă foarte, foarte bine. Dacă ulei nu este cins, ficăței o să lase apă și o să se fiarbă. Atunci am să las uleiul să se încingă foarte, foarte bine. După cum vedeți, uleiul s-a încins foarte bine. Iar eu acum am să pun și ficăței să-i trebuiesc puțin. Aveți mare grijă, pentru că ficăței are apă, să nu vă ardeți. Iar după ce am prăjit puțin, îi vom rezerva. Și vom continua cu ceilalți ficăței, îi prăjim. Vom adăuga și ceilalți. Aveți grijă mare, ficăței iau apă și uleiul este foarte încins. Ce se întâmplă? Dacă uleiul nu este încins, ficăței vor fierbe și nu se vor prăji. Vom scoate și ficăței. Și acum, în acest sos care ne-a rămas, vom pune ceapa. Bine, mai bine spus, prazul, dar v-am zis, puteți pune ceapă și o lăsăm câteva minute să se călească, după care vom adăuga și usturoiul. Am adăugat și usturoiul, vom mai lăsa câteva minute să călească și usturoiul. După cum vedeți, am călit ceapa, am călit usturoiul, vom adăuga ficăței, vom adăuga puțin cimbru și puțin rozmarin. Vom amesteca un pic toate ingredientele. Vom adăuga sare. Piper. Miroase foarte bine. Iar acum vom adăuga circa un pahar de vin. Vom pune capac și vom lăsa la foc mic să scadă. Timp de 15-20 de minute. Nu vă puteți imagina cât de frumos miroase. Uitați câtă apă a lăsat. Vom lăsa până ce va scade.
Fratele mele, cam așa arată și fiicăței noștri. Eu vă doresc poftă bună și încercați și voi, sunt foarte buni.